ziceți, bine v-am reîntâlnit la un nou material. Este o zi de vineri, este aproape sfârșit de săptămână, însă mă mai despart câteva ore de muncă, da? Am plecat din garaj și alături de acest Vauxhall Combo. Este o dubiță foarte interesantă, micuță, dar utilă, foarte, foarte plăcută, în special aici în interior, cât și în spate. Este loc suficient ca să pui orice ai nevoie să-ți desfășori activitatea într-un mediu plăcut. E bine, hai să-l depășim cu ăsta, că merge cu viteza melcului sau cu viteza unui camion. Așa. Pentru că este limitat la 56 de mile pe oră, respectiv 90 de kilometri pe oră. Ok. Momentan suntem pe autostrada M6. Ne ducem către Cru, către acel client care tot mai dorește vehicule. Nu știu, cred că o să ajungă să facă colecție de atâtea vehicule cât a luat. Vreau să vă spun că are peste 70 de vehicule în mai puțin de 2 săptămâni pe care noi l-am transportat acolo. Puteau să fie transportate într-o singură zi, vă dați seama, bam, 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 bam. Dar trebuie să fie montate niște abțipilde pe lateralele vehiculului, trebuie montat un girofar, trebuie verificat toate cele să fie tot în regulă. Este o variantă standard, aș putea spune, dar să știți că până acum am o impresie foarte, foarte bună. Deci am luat-o din garaj la 33 de mile, acum am undeva la 59-60 de mile. Da? Deci nou-nouță. A trebuit să stau să-i bag niște motorină, pentru că cineva le lasă numai pe rezervă. Și acum este prima cursă de dimineață. Voi lăsa această dubă acolo. Cineva va veni și mă va lua pe mine și pe alți 2 sau 3 colegi care transportăm vehicule acolo. E bine, după cum vedeți, nu are comenzi pe volan. Are decât airbag și claxon pe volan. Aici, evident, semnalizare, fază scurtă, lungă. Aici pentru ștergătoare, aici pentru lumini, reglarea luminilor, intensitate, nivel, da? Aici setarea oglinzii, care mi se pare foarte practic, foarte util. Așa, geamurile electrice, închidere centralizată. Aici are chestia asta, care sincer, decât USB-ul ăsta mi se pare folositor. În rest e radio, poți să folosești dacă radio, sursă, selectezi meniu, putare, avarii, blocare, dezaburire geamuri, căldura să-ți vină frontal, la picioare, dezaburire oglinzi și dezghețare probabil. Și cam atât. Aici, da, controlul tracțiunii. Nu știu sigur dacă ieșirea asta, cred că e următoarea. Da, următoarea, aici trebuie să mă bag pe partea asta. Aici deasupra capului are niște buzunare de-astea. Noi le zicem shelf, rafturi deasupra capului, să poți să-ți bagi una alta. Aici chiar mă miră faptul că are oglindă, da? Bang. Ăsta n-are oglindă, are decât aici, la șofer. Așa, loc să-ți pui cafeaua aici, loc să-ți pui mini cafea aici, loc să-ți pui, nu știu, ce să pui acolo. Aici are două chestii ca să-ți pui paharul de cafea sau de ceai. Aici tot așa să-ți lași niște chei sau niște mărunțiși. Să mă mut eu frumos cu banda asta. Stau liniștit. Așa. Aici tot așa spațiu să lași ceva. Aici sus spațiu pentru documente, unde este cartea aia. Aici tot așa comenzi la lumini. Lumină aici, lumină aici. Bam. În rest, cam ce vedeți. Are decât un loc aici,
Deci este două locuri. Aici mai poți să-ți mai bași tu un ghiozdan ceva în spate. Are și o agățătoare de aia de ce am văzut eu. Da, două chiar. Așa. E mașină să-ți faci treaba cu ea, să te duci la muncă, să vii acasă. E mai mult pentru cine prestează servicii. Gen electrician, tâmplar, zugrav. Înțelegeți? Care cât de cât mai are nevoie de scule, de ceva, să le bage în spate, să ducă la locul respectiv, le scoate, face treaba. Acum nu știu prețul cât o fi a ceva de genul, dar până acum vreau să vă dau niște note așa, referitoare la activitatea mea de până acum. Manevrabilitate 9 din 10, deci se mișcă extraordinar de bine. Aspect undeva la 7.50, 8.50, în cifrele astea se încadrează. Consumul combustibilului și asta văd că se ține bine, deci aș putea spune că este un vehicul, un autovehicul fiabil, da? Aș putea spune că este chiar o variantă optimă și din punct de vedere al consumului și din punct de vedere al faptului cum se mișcă și este cât de cât rapidă. Probabil motorizare, cred că 2 litri de ce am văzut eu. Da. Ceva de gen. Am niște foi, dar nu scrie toate detaliile. Așa că mai am un pic, ajung la locație și ne auzim mai târziu. Vă salut, prieteni, bine v-am reîntâlnit din nou, din nou și din nou și v-am reîntâlnit și v-am reîntâlnit. Oho, ce avem noi de data aceasta? Îl avem pe Mercedes Antos, da, nu Actros, Antos, da, 1824L, da, deci vedeți, nu am pat de dormit, da, deci nu-i dau un cap, așa că am lăsat acea dubiță, a venit un coleg de-al meu cu car transporterul, acel mini car transporter de pune două mașini. De acolo am luat micul dejun împreună. Omul s-a mai calmat, nu mai e așa agitat. Dar cred că are ceva probleme cu psoriazis, cu de-astea care în fiecare zi are bube pe mâini, pe alea. Adică omul cred că e cu probleme. Na, trebuie să-l înțeleg. Deci probabil o avea suflet bun, dar are atitudinea respectivă din cauza unei probleme. Așa că nu prea ar cam trebui să-l judec. Trebuie să-mi vădă treaba mea. Omul este deja de 20 de ani în companie, ceea ce este minunat. Ei bine, tocmai am colectat acest camion de 26 de tone de la Morrisons Gladbach sau Gladbach, ceva de genul. Ce trebuie să fac atunci când colectez un camion? Ei bine, am o foaie în care acolo se specifică semnăturile clientului, care deja semnăturile au fost date atunci când camionul a fost dat spre folosință. Așadar, timpul a expirat și a trebuit să venim să colectăm vehiculul. Pe lângă acea foaie, mai este o altă foaie în care s-au făcut verificările precedente și în care se fac verificările de față, din ziua aceasta, da? Eu m-am dus cu acele foi. E bine, ce este foarte important? Numele companiei, numele tău, data, timpul, da? Apoi trebuie să pui câtă motorină ai în rezervor, da? Un sfert, jumate, trei sferturi, full, sau dacă e pe rezervă, dacă e cazul, așa. Și trebuie să pui și AdBlue. E bine, socotesc ei că ne întoarcem în garaj acolo și ori dă banii înapoi clientului, ori trage bani de la ei, ceva de gen. Pe lângă aceste lucruri, camionul trebuie verificat în exterior și în interior. Să aibă toate elementele care au fost însoțite de acest camion la predare. Astfel încât, după ce s-a verificat tot și s-a constatat că ori este lovit într-o parte, ori are damage, ori are tot felul de chestii,
După ce s-a hotărât acest lucru, clientul este rugat să trimită o persoană către verificarea acestui camion. Și după ce a verificat în prealabil, automat să-și dea cu numele și semnătura pe foaia respectivă. Și aceste foi eu păstrez partea din față, iar lor le dau la predarea vehiculului, le dau o hârtie galbenă, la colectarea vehiculului le mai dau un cu hârtie albastră. Da? Iar eu păstrez hârtia albă. Cam culorile astea așa se păstrează și la alte companii, am văzut. Acum depinde de registrul din care fac parte. Momentan sunt pe un drum foarte frumos, natural, pașnic, nu foarte, foarte, foarte frecventat. Acum ce vedeți câteva mașini de față, dar în general acest drum este foarte, foarte liniștit. Și îmi dă așa o stare de pozitiv, o stare de trăirea sentimentului în profunzime. Deci uitați, până și acest lucru au fost inundate chestiile astea și s-a format un mini lac și tot este frumos. Da, colegi, așa la prima vedere, suindu-mă în acest camion, deci este exact cum este Actros. Deci nu este mare diferență. Și apropo, să țin cont de înălțimea aia, 13,5, că sunt pe aici și s-ar putea să mă bage în vreun pot ceva. Niciodată nu poți să știi. Niciodată nu poți să știi viața de șofer unde te poate duce. Te poate duce la bine, te poate duce la mai puțin bine. Uite, deși am 60, merg prudent. Merg 30, 40. Acum urmează să-i dau un pic în goarnă. Am o distanță relativ scurtă, 15 mile, undeva la 20-25 de kilometri. Și mă simt minunat atunci când mi se dă să conduc camioane, special ceva de genul. Să mă bag așa un pic, că nu poți să știi când ai un coleg parcat acolo în lay-by, nu poți să știi cum nu se asigură în oglindă și deschide vreo ușă sau deschide din greșeală vreo ușă fix când treci tu. Și ori îți două ușe, îți strică toată ziua, ori dai tu peste el și îl mai și omori. Așa că trebuie băgat la cap și acest aspect. Ei bine, este o zi foarte frumoasă, cerul este senin, marea majoritate a cerului este senin, să spun așa, mai sunt câțiva nori ce se plimbă de alături, când în stânga, când în dreapta, și bineînțeles, după ce a plouat, bă, dar m-am săturat, bă, frate, cât a plouat, credeți-mă, deci nu am întâlnit loc să plouă, să-i dea așa cu stropi, cu toate chestiile, cum îi dă Manchester. Deci nu am găsit în viața mea niciun loc, nicăieri, să-i dea cu strop de ploaie cum îi dă aici, frate. Deci niciodată. Uite, așa aici sunt camere, dar astea sunt camere de 60. Interesant. Deci, vă mai aduceți aminte când v-am spus eu despre drumul cu o bandă pe sens 40 la oră, cu două benzi pe 50 de mile la oră. E, în situația de față, pentru că e drum A, poți să-i dai 60. Vedeți? Legislația poate fi interpretată. Tocmai de aceea, asta este o dovadă la ceea ce v-am spus eu acum câteva vloguri sau vlogul precedent, ceva de gen. Da, colegi, este o zi de vineri. De-abia aștept să termin programul, prietena mea mă așteaptă acasă, trebuie să aniversăm 2 luni de când suntem împreună. Yay! Șampanie! Să curgă șampanie! Să curgă șampanie pe sâni, pe corp, pe munți, pe dealuri, pe toate formele de relief. Da, băi, colegi, băi, trebuie să sărbătorim mâna, fiecare lună, fiecare săptămână, fiecare zi, trebuie să ne bucurăm de aceste momente ca și cum ar fi ultimele din viața noastră, că niciodată nu poți să știi cum vine omul cu coasa, pac, groapa e săpată, decât poți face așa un tatuaj natural și zice: Robică, ne pare bine că ai contribuit în viața aceasta,
ne vedem mai târziu, știi? Nici atât nu poți să știi. Șoferul din față îl apreciez pentru că merge mai încet, pentru că el are un tanker, da? El transportă chimicale, nu știu ce transportă acolo, dar că tot veni vorba, vreau să fac o observație a acestor șoferi care transportă fie combustibil, fie chimicale, fie lapte, fie ce-o fi, știi? Am să fac o observație. În ce constă observația? E bine, am văzut acești șoferi dând o viteză exorbitantă și extraordinară acestor vehicule. Frate, dacă e cineva în fața voastră și voi puneți o frână fix în momentul ăla, deci credeți-mă că toată încărcătura care aveți în spate o să vă propulseze să, ca frânele dumneavoastră să nu mai fie eficiente absolut deloc. Și s-ar putea ca să vă împingă și să aveți o coliziune și un impact, mai ales emoțional, mai ales destructiv, în care o să vă pară rău că ați abuzat de viteza acelui ansamblu. Da? Atunci când învățați pentru atestat și când sunteți elevii școlii de șoferi respective, la școala de șoferi sau, nu știu, instituția care se ocupă cu educarea voastră în materie de transport rutier, ar fi bine să vă interesați, în cazul în care nu primiți informațiile suficiente, căutați pe internet, căutați oameni competenți care pot să vă ofere anumite informații, astfel încât voi să dobândiți niște cunoștințe și să le aplicați, astfel încât să nu mai există atât de multe accidente pe drumurile rutiere, astfel încât să nu mai existe atât de multe probleme în trafic, da? Să nu mai fie atât de multe chestii negative pe care mai devreme sau mai târziu ne influențează pe toți. Și am vrut de mult să fac această observație, uite că mi-am găsit timp, mi-am găsit ocazia să o spun, așadar asta este ceea ce am simțit și v-am transmis mai departe. Avem un Mercedes Antos, da, 1824L, probabil după nume 1824 ar fi 18 tone, probabil este 18 tone și nu 26, mi s-a spus de la birou că e 26, da, ia, uite, și eu am transmis informația greșită. Deci cred că este vorba de 18 tone și 240 de cai, dacă ar fi să transliterăm în ghilimele. Nu știu dacă folosesc corect termenul, așa că de-aia pun ghilimele de rigoare, să nu mi-au șuturi în cur, așa cum mi-am luat de multe ori. Și are comenzi pe volan, la fel cum are Actros-ul. Aici are exact cum are și Actros-ul, da? La fel, bord, consolă, tot. Și cred că și scaunele sunt la fel. Cu chestiile astea în lateral. Mamă, nu suport scaunele astea, frate. Pentru că eu am o construcție diferită și mă jenează. Nu-mi stă bine. Aute gagica cu Mercedes. Hai în Mercedes, hai în camion, că în mașina aia n-am bani să mă urc. N-am bani să mă urc în așa mașină. Și aici este o observație pentru acei români cocalari. Fraților, dacă aveți și voi 10-20.000 de lire, nu faceți diaree pe voi și vă luați mașină de toți banii și după aia ghiorțeiți de foame și vă pișați în rezervor că n-aveți motorină să băgați sau combustibil. Sau, mă rog. Așa că luați-vă un autoturism, un vehicul care să vă faceți treaba cu el, care să vă îndeplinească interesele financiare, nu cele morale, să vă dați marcă, aveți cine știe ce coajă de mașină și după ceva timp o duceți la fier vechi că n-aveți bani să băgați motorină, doar să vă pișați în rezervor. E bine, observ cu părere de rău orientarea oamenilor către mașini care mai de care mai scumpe, care mai de care mai bazaconii de mașini. Fraților, luați-vă o mașină, nu contează că e second hand sau nou, dar e important să vă
ajute să vă îndepliniți interesele. Bă, frate, pentru ce îmi trebuie o mașină? Îmi trebuie o mașină să mă duc la servici și să vin înapoi. Îmi trebuie o mașină ca să fac cumpărăturile, da? Să nu mai trag ca măgarul de sacoși, să le iau frumos, să le bag în portbagaj și după aia să le aduc frumos acasă, nu? Fără să transpir, fără să mă consum, fără să mă neglijez, da? Și să am mai mult timp la dispoziție, că poate mi-a mai puțin timp să fac transportul respectiv, nu? Decât să merg pe jos. Și mai e o chestie. Mai e o chestie, că dacă vă duceți la muncă, cum mă duc eu cu bicicleta, sau să vă duceți pe jos, sau să vă duceți cu alt mijloc de transport în comun, sau așa mai departe, da? O să vă puneți sănătatea la pericol, la risc, da? Așa că îndemnul meu este, dragi prieteni, nu că aș fi eu mare posesor de mașini și de chestii. Eu v-am spus, eu am avut probleme cu două mașini. Am avut odată o perioadă, dar am avut două mașini în același timp și amândouă avut probleme și a trebuit să bag o grămadă bani și chestii trestii, până la urmă le-am dat la fier vechi cu tare. Așa că de 2 ani, în ghilimele, iar folosesc un alt termen, biciclesc, da? Deci fac transportul meu cu bicicleta, ceea ce mi-aduce un plus de sănătate, dar este un pericol în trafic, pentru că dai de tot felul de bezmetici, dai de tot felul de handicapați, care mai devreme sau mai târziu poate să-ți pună viața în pericol. Și mai ales vremea, frate. Deci dă de la un timp ploaie de-aia năprasnică. Acum, hai, azi treacă, meargă o vreme mai deosebită. Bă, dar știi când se găsește să plouă? Numai că mă duc la servici. Hai că mușcă robii din toate alea. Ia uite, spor direct, o fi plin ăsta cu șoșoni. Da, bă, frate, și mereu când mă duc la muncă dimineața, pe răcoare. Bă, frate, e două ploaie de-aia nesimțită, dar ajung la muncă, uite așa mă storci, jup, să uită colegii la mine. Ah, what the fuck? Iar ai pedalat în ploaie, iar ai făcut, iar ai dres, iar ai nu știu ce. Iar ai, da, bă, frate, iar am. Ia, fă și tu ce fac eu, ia vezi, poți? Să mai și zâmbești după, ia vezi, poți? Să mai faci și trag vlog, să vorbești și alea, ia vezi, poți? Băi, băgați-vă bă mințile în cap, bă. Mai întâi, înainte să demonstrați cu papagalul, demonstrați prin fapte, băi. Și după aia dați drumul la gură, că așa gura bate curul, v-am mai spus eu vouă. Și aici este o remarcă și pentru majoritatea colegilor. Este că atunci când te consideri șofer și atunci când ești șofer de camion sau șofer de tricicletă sau șofer de șofer sau șofer de ce te-a născut mămica ta atunci când erai în fașă și bei din biberon, trebuie să te gândești că trebuie să ai respect, băi, pentru ceilalți colegi ai tăi. Nu să-i jignești, nu să-i faci în toate felurile, nu să nu le acorzi tu prioritate, să treacă, să te dai tu mare că ai nu știu ce camion sau mașină sau alea. Nu e frumos? Dacă vezi un coleg de camion, salută-l. Dacă vezi un coleg, salută-l, frate, nu contează că e de altă naționalitate, culoare, etnie, că nu-l suferi, că nu-l înghiți. Dacă nu-l înghiți, poți să-l sugi eventual, dar ceea ce vă spun este că aveți respect. Aveți respect, da? Nu mai vă dați voi mari mahări, mari, că la fundul vostru se regăsește 10.000 de straturi de Pampers. Așa că nu vă mai bateți cu pumnii în fier, că e așa cu regretați pe mămica voastră, asta este, nu mai este lângă voi, trebuie să aveți grijă de voi, dar nu uitați, băi, nu uitați de unde ați plecat, băi. Lăsați ciocul mic și vedeți-vă de treaba voastră. Nu mai băteți apropouri, nu mai colindați, nu mai căutați ură. Stați de-aia cu banca voastră acolo unde v-a pus. Stați acolo. Când vă dă drum, când vă dă voie lumea să vorbiți, atunci vorbiți. Nu mai vorbiți aiurea. Stați acolo. Nu vă mai împuiați.
ca și căpușele, purici. Stați acolo. Iubiți-vă ca frații, mâncați-vă, completați voi. Cred că deja ați terminat micul dejun, așa că ce să vă spun, să vă fie de bine. Mergem mai departe la treaba noastră. Da? Asta e ce a mai apărut așa recent, cu tot felul de observații și de chestii. Tac. Da, trebuie să ies la rampă și să-mi spun punctul de vedere, că văd că din ce în ce se împuiază treaba. Așa că vizitatorul trebuie să învețe ceva de la omul care prestează un truck vlog sau face un material, nu? Nu trebuie să intre toți găinarii și toți oamenii care udă flori sau care culeg ciuperci. Nu, frate, nu, asta nu e... Înțeleg că YouTube este o platformă gratuită, înțeleg că trebuie să spui punctul de vedere și așa mai departe. Dar totuși trebuie să ai și tu respect față de ceilalți colegi ai tăi. Nu poți așa să vii să arunci cu căcat în fiecare, că nu merge treaba așa. Da? Nu o să dau nume, ceea ce spun probabil o să deranjeze pe mulți dintre cei care o să se simtă. Așa că ceea ce vă spun eu și vă recomand este să aveți grijă de voi și atunci când vedeți un coleg care are probleme, atunci când vedeți un coleg că trebuie să primească salutul vostru, să-l salutați, să aveți grijă de el, oferiți-i, frate, respect, oferiți-i ajutor, dacă este cazul. Fiți oameni de nota 10, oferiți un exemplu în societate, că așa de vorbit aiurea, baliverne și alea, toată lumea este capabilă să vorbească, frate. Dar oferiți un exemplu din viața voastră, oferiți ceva ca un om să se schimbe în bine. Așa, v-am spus, fiecare este capabil să scoată tot felul de ciuperci din gură. Dar mai degrabă fiți oameni, fiți cizelați. Dacă vedeți că oamenii n-au nimic cu voi, nu vă înjură, nu alea, lăsați-vă, bă, frate, de treaba asta. Lăsați-vă de înjurat, lăsați-vă de denigrat, lăsați-vă de discreditat. Lăsați oamenii în pace să-și facă... Deci lăsați oamenii în pace să-și facă treaba așa cum vor să-și o facă, da? Ceea ce mă deranjează este că se aruncă cu căcat în toată lumea. Și se aruncă fără ca omul ăla să-ți dea drept să vorbești despre el, se aruncă fără ca tu să ai vreo treabă cu omul ăla, să ai vreo prietenie sau să-l cunoști și să-ți permiți oarecum să vorbești despre, da? Să vorbește cu subînțelesuri, să vorbește cu tot felul de chestii în care ori inclus pe toți în aceeași oală, ori inclus de câți unii, ori de cât îi lingi în cur pe unii și după aia te ceri cu ei, după aia îi lingi iar în cur. Nu, frate, nu merge treaba așa. Fiți oameni de la bun început până la sfârșit. Cam asta am avut de spus referitor la treaba aceasta. Că știți cum e? Mie nu place să-mi fac scandal, nu-mi place să fac scandal la mine pe canal și nu-mi place să fac scandal cu abonații mei și cu oamenii care mă urmăresc din plăcere. Da? Eu v-am spus, dacă tot continuați să faceți chestiile astea, băi, publicați-vă voi materialele voastre, unde vă plimbați, ceea ce faceți. Nu mai intrați cu scandal, nu mai vorbiți despre alți oameni, nu mai vorbiți despre alte situații cu alți track vlogger, cu alți vlogger, cu alea. Vedeți-vă mâncată treaba voastră, că până la urmă nu are nimeni nimic cu nimeni, da? Cam asta e adevărul. Da? Gata cu cearta, că mie unul, sincer, mi s-a luat, mi s-a scârbit. Nu mai vreau să mai audă ceartă. Terminați drept o dată cu ceartă. Vă rog, omul frumos, vorbește cu voi frumos. Nu vă înjură, nu vă alea, tot căutați râcă. Bă, dar ce n-aveți, mă, în viața asta? N-aveți liniște? Ce n-aveți? Ce vă lipsește? Aveți meserie, aveți bani, munciți pe tir, pe camion, pe ce vreți să munciți? Ce vă lipsește? Vă lipsește ceva? Vă înțeleg, vă lipsește gândirea. Că nu gândiți. Sau gândiți cu altă parte a corpului. Dar dacă nu gândiți, de la gândire și răutate mai este un pas. Ce vă influențează cineva să fiți așa? Vă roagă cineva să fiți împotriva cuiva sau împotriva ceva? Ce, nu înțeleg, de unde e factorul ăsta
De unde e vulcanul ăsta, de tot te rupe? Care este problema, frate? Care este problema cu toți colegii? Care este problema? Nu înțeleg. Nimeni nu-și permite să vorbească, nimeni nu dorește să facă pace cu nimeni, nimeni nu-și dorește să fie bine între toți șoferii, toată lumea se înclină către ignoranță și către răutate. Bă, frate, dacă vreți să fiți colegi și să ne iubim între noi și să fim oameni, să ne respectăm, atunci fiți, bă, frate, oameni exemplari și lăsați scandalul deoparte, că nu aveți nimic de câștigat dacă vă certați cu toată lumea. Din contră, aveți numai de pierdut. Alea, ce vă bucurați, voi vă bucurați la anumite vizualizări, că le vedeți din scandal și oamenii caută chestiile astea de acțiune, caută scandal, râcă și alea. Bă, dar să uitați mâine, poimâine, dar peste ceva timp nu o să se mai uite, să știi. Și oarecum, voi care faceți asemenea materiale, cam profitați de naivitatea oamenilor. Adică dacă aveți vizualizări și alea, fă-le, frate, prin muncă, fă-le prin străduință, nu prin bătaie de joc, nu prin tot felul de ipostaze de-astea false, fii, frate, adevărat. Dacă ești sincer, fii până la capăt, dă-o până la capăt, dacă poți. Dacă nu poți, nu mai face. Pentru că ceea ce faci tu are efecte și pe termen scurt și pe termen lung. Fie în mod direct, fie în mod indirect. De ce? Că îți dorești tu să ai faimă și glorie și să fii tu pielea pulii mele. Deci gata, încetați cu chestiile astea. Deci e ultima oară când ies la rampă, e ultima oară când vorbesc despre chestiile astea și nu mai vreau să mai vorbesc. Da? Așa, cu ocazia aceasta salutăm pe toată lumea, da? Robică întotdeauna salută pe toată lumea, chiar dacă nu este salutat înapoi. Robică își vede întotdeauna de treaba sa. Dar nu sunt nici în postura să urechez pe cineva, nu sunt nici în plăcerea de a face acest lucru, să fac observații cuiva. Câteodată rămân așa dezgustat de ce se întâmplă în jurul meu, în mediul online. Și din mediul online se întâmplă și în realitate. Pentru că întâlnesc de la un timp foarte mulți români, da, în toate părțile. Întâlnesc foarte mulți este europeni și observ relația asta de răcire. Observ necomunicarea, observ ignoranța, tăcerea, știi? Cam asta e, fraților. Nu vă supărați pe mine. E chestie că eu cred că am spus-o cu frumosul, nu cred că am jignit, nu cred că am înjurat, nu cred că am alea, că am mai folosit anumite cuvinte obscene, partea a doua, dar trebuie descris cumva ca oamenii să înțeleagă, că până la urmă degeaba mă urmărește pe mine, pe ăla, pe ăla, pe ăla, dacă omul nu înțelege absolut nimic din ceea ce vrei tu să-i spui, știi? Formulează o propoziție de la cap până la coadă. Băi, înțeleg și eu am probleme câteodată de nu am un lapsus sau pronunț greșit sau cu tare, dar fă-ți un material în care ai ceva de spus. Fă un material în care vorbești despre ceva, în care nu mă copiezi pe mine. Una e să te inspiri de la mine și să-mi furi ideile, da? Că practic văd lucrurile astea, multe materiale care se publică, în special despre camioane sau despre mașini mici sau biciclete mai nou, da? Dar ideea este, nu copia. Inspiră-te, dar nu copia. Pentru că eu dacă vreau să-ți fac un material numai cu muzică și nu mai vorbesc nimic, tu la un moment dat tu nu o să mai publici nimic, pentru că nu știi despre ce să vorbești. Nu ai nicio idee, ești vag. Și dacă ești vag, înseamnă că nu ești pentru, în ghilimele, meseria de truck vlogger sau meseria de vlogger sau... Înseamnă că nu ai vocație pentru așa ceva. Și dacă nu ai vocație pentru așa ceva, mai bine stai în banca ta și te rezumi numai la treaba de șofer. Și asta nu e către cineva anume, este în general. În general, cum văd treburile, da? În fine, o să vă supărați pe mine, nu o să mai vorbiți cu mine, e alegerea voastră.
Eu până la urmă n-am nimic ce să pierd, da? Am de câștigat pentru că eu îmi spun punctul de vedere, da? Aș fi putut să intru public pe, privat, pe fiecare, să-i spun, bă, nu-mi place asta, asta, asta la tine. Dar deja am spus-o în public, deja am spus anumite chestii, ce nu e bine și ce sfaturile mele către fiecare, ce e bine să faci și ce nu e bine să faci. Dar dacă omul insistă în prostie și ascultă de alți oameni care probabil acei oameni doresc răul, că m-am oprit la fix. Puteam să trec, dar era o situație periculoasă în care aș fi trecut și de aici ar fi putut veni vreun vehicul sau ceva și aș fi provocat vreo coliziune, vreun impact. Da. Suntem aproape de Trafford Park, se numește Lostock Circle. Este un giratoriu foarte, foarte circulat. Este un giratoriu cu o importanță deosebită. Dacă acest giratoriu cumva se blochează datorită unui eveniment neplăcut, datorită unui accident sau datorită unei situații în care un vehicul efectiv nu mai are baterie, nu mai pornește, nu mai merge, efectiv stă pe loc, dacă acest giratoriu este blocat, practic tot ce înconjoară acest perimetru M60 va fi blocat în profunzime, va fi un infern, aș putea spune. Da? Aici ar încă o lecție aș vrea să o spun. Vedeți încadrarea pe bandă, încadrarea în spațiu în care trebuie. Frate, dacă drumul vine circular, încadrează-te circular, nu tăia din drum. Am văzut foarte mult șoferi făcând greșeala asta, să taie din drum, așa când și în giratoriu am văzut, știi? Întotdeauna când schimbați banda, uitați-vă și în oglinda aia, și în oglinda de punctul mort, și aici la fel. Vedeți? La DAF este invers, oglinda asta o are jos și aia de punctul mort o are sus. Sau unele au și jos, depinde de modelul în care e. Întotdeauna v-am spus despre hazarde, despre pericole. Întotdeauna când vedeți anumite chestii, gen ocolire, gen conuri, gen marcaje rutiere, gen semne, da? Camere, lăsați moale, circulați lejer, 30 de mile la oră este suficient ca voi să faceți o deplasare relativ de 400-500 de metri, da? În care să vă deplasați în siguranță. Dacă voi dați viteză pe aici și zmuciți în condițiile de față, nu se știe când o situație neplăcută poate apărea din senin. Poate aveți o gaură, poate nu o vedeți, dați în ea și vă izbește de toți pereți sau de garduri sau de conuri, mă rog, ce aveți în situații diferite. Sau vă iese vreun pieton sau pietont mai degrabă, știi? Vă iese așa neasigurându-se și să provoace un eveniment neplăcut. Așa că atunci când sunteți, mai ales într-un parc industrial de dimensiunea acestuia, deci Trafford Park în momentele sale de glorie a fost cel mai mare parc industrial din lume. Acum nu știu al câtelea este, dar totul trebuie refăcut de la cap. Totul trebuie reconstruit, totul trebuie refăcut pentru că este un parc industrial foarte vechi. Da? Datează de foarte mulți ani și trebuie alocați anumiți bani de la guvern să reîmprospăteze ce este aici. Fraților, sunt foarte multe companii, foarte multe locuri de muncă, dacă doriți loc de muncă pe 7 tone jumate, clas 2, clas 1, forklift driver, counterbalance driver, sunt foarte multe locuri de muncă, dar v-am spus, nu mai mă întrebați dacă cunosc eu pe nu știu cine să vă găsească vouă de muncă, pentru că sunt două motive aici. 1. Nu cunosc și nu mă bag în treaba altuia. Și 2. La mână mi se pare patetic ca tu ca bărbat să nu dovedești că ești luptător și să-ți cauți singur. Eu am venit în țara asta și mi-am căutat singur, da, și m-am descurcat singur. Nu am apelat la nimeni. Așa că mi se pare patetic să ceri ajutor. Ceri ajutor când nu ai o mână, când nu ai un picior, când ai o problemă medicală, când astea. Dacă n-ai două mâini, două picioare,
limba poți să o înveți, nu știi, poți să te duci undeva unde sunt români și să vorbești cu ei ceva, să te ajute respectiv. Dar eu nici nu am timp să ajut pe nimeni. Eu sunt aici, ajut cu sfaturile care le am, ajut cu experiențele mele din viață, ajut cu anumite situații, da? Dar nu pot la infinit să stau să fac bine tuturor, iar în mine să se arunce cu căcat, pentru că nu este corect, nu este drept și tocmai de aceea consider că fiecare trebuie lăsat în pace să-și găsească calea sa în viață și vocația pe care o caută de foarte mult timp. Thank you. Așa că dacă vreți ceva, vă dau un pont, intrați pe totaljobs.co.uk, da? Și căutați acolo class 2 driver, class 1 driver, mă rog, fiecare ce vrea să-și caute forklift, găsiți orice, aproape orice job doriți. Nu știu acum dacă se găsește și jobul de stat acasă și de venit bani degeaba. Așa că vă recomand să insistați, poate să găsiți și jobul acesta. Da, fraților? Ne auzim puțin mai târziu, da? Și vă bate, dă nu vă bătu mămica colegi, voastră când erați copii mici. Să ieși de aici, de la Bitfood din garaj. Hai mă, treci, să pot să iau și eu virajul. Hop. Ia uite, așa are băiatul aici. Băiatul are un 26 de tone acum. Asta într-adevăr e 26 de tone, nu? Că vă zic 26 și 18. Acolo am greșit eu, îmi cer scuze. Am verificat ce am avut de verificat la camion. Am stat un pic să-l găsesc, m-a adus colegul, m-a așteptat un pic. Camionul a fost parcat în spate de tot la spălătorie. Nu știu dacă l-a spălat, dacă nu l-a spălat, arată curat pe afară ce-i drept. Așa că l-am luat. Vedeți, fraților, ce diferență, uite ce frumos, îmi pun cotieră aici, stau, am cotieră și pe partea asta, uite ce mișto stă Robic acum, uite cum îl conduce, a? E de vis, nu-i așa? Față de sărăcia aia, de te chinui, a întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, a opta, uite, automat, mișto, 2019, frate, are 3900 de kilometri aproximativ. Ce mai vrei, frate, uite aici, vehicul puternic, șmecher, Mercedes. Care ziceați de Mercedes, că e nu știu cum, că e urât, că e nașpa. Ia uite, frate, ce mișto are. Uite, am și pat. Dacă vreau mă pun în pauză, trag un pui de somn. Uite, are scaunul cum aveți voi la Class 1. Uite, 13.8 înălțime. Oglinzi tot, toată cabina, zici că e de Class 1 aici, pe bune. Înțelegeți? Uite, interfață tot, exact cum e pe Class 1. Uite ce mișto e. Barem băieți, uite, mi l-a dat un pic mai mult decât un sfert de rezervor, ceea ce e ok, că ajung și eu în garaj, liniștit. Navigație nu am nevoie pentru că știu deja unde să mă duc. Așa că Robica încet, încet învață și zonele. Și o să lucrez fără navigație câteodată, dacă știu companiile unde... Dacă e ceva nou și n-am mai fost niciodată, e, atunci asta este. Ah, fraților... Mă simt mult mai bine că mi-am luat pauza, am mâncat și eu liniștit, nu mai m-a deranjat nimeni. Nu-mi vine să cred că e prima pauză când îmi desfășor și eu frumos liniște. Deci nu a fost nimeni în cantină, am stat liniștit, mi-am făcut o cafea, mi-am făcut niște sandvișuri și a fost să mergem la drumul nostru. Mamă, dar ce... Vorba lui un coleg care mi-a remarcat o greșeală și anume postura mea pe scaun. Băi, ia uite-l mă pe ăsta, mai avea un pic și intra mine cu ansamblul lui de ghiveci, ghiveci pe roți. Vorba unui coleg foarte de treabă care mi-a remarcat o greșeală foarte uzuală, ce e drept, mereu o comit. Și faptul că stau așa cocoșat pe scaun și nu stau și eu frumos ca omul relaxat, dar nu știu cum. Așa m-am obișnuit să stau un pic cocoșat, să stau un pic aiurea, uite, pe scaunul ăsta stau așa de bine, zici că sunt împărat pe el. Împăratul Robică. A? Ați trăit, s-o auzit și pe asta, nu-i așa? Da, colegi, și... Mamă, uite ce frumos stau pe scaun așa. Și volanul, deci îl țin decât să nu se ducă prea mult în stânga, prea mult în dreapta. Dar îți dai seama că nu-ți permiți luxul ăsta la fiecare camion, înțelegi? Uite, am cotier aici, cotier aici.
Am și perdeluță dacă mă deranjează soarele. Am și de-asta aici, parasolare, uite. A? Hai mă, că Robică nu mai conduce pușcării de camioane, mă frate. Uite, am și ăsta aici. Spang, spang. Nu te băga aiurea că sunt cu 26 de tone, prietene. Când apăs frâna cu ăsta, intru în tine și trec și peste tine. Fără să vreau, dar na. De asta vă zic, șoferii de autoturisme și doar de autoturisme, care n-aveți nicio treabă cu camioanele, fraților, nu am nimic cu voi. E chestie că nu vă mai băgați așa aiurea, mai ales când un camion se apropie de o intersecție. Pentru că voi la o mașină aveți o tonă, două tone pe mașina aia. Dar gândiți-vă că ăsta are 26 de tone. Deci e de 13 ori mai greu, da? Oldham, Manchester. Trebuie să mă încadrez pe banda elaltă. Și am mai făcut giratorul ăsta de vreo 20 de ori și tot pe banda greșită mă încadrez. Că ce să faci? Robică vrea să învețe mereu. Robică vrea să fie elev. Na, te-ai băgat. Te-ai băgat, băgate-i. Băgate-i copt. Băgate-i copt să te bagi. Autostradă care dă în ce am eu nevoie. Trrrm, trrrm, trrrm. Ia să vedem încotro mă duce. Rochdale, Bolton, Liverpool. Unde mă duce porțiunea asta de autostradă? Să vedem, mă duce bine sau nu mă duce bine. Voi ce ziceți, măi, colegi? Puteam să iau și pe partea alaltă, dar zic că hai să o iau pe aici. Da, colegi? Da. Am ales să vin pe aici pentru că traficul nu este așa de rău cum este pe partea cealaltă. Atunci când am venit să colectez vehiculul, da, când am venit să colectez acest 26 de tone, era un trafic mizerabil pe acea porțiune de drum. Astfel încât iau acest M62 să mă duc un pic mai încolo de traficul ăla, știi? Să nu mai stau blocat în trafic. De aici are Vosa un sediu mereu. Trage camioane, dar acum văd că nu-i nimeni aici. Probabil să fi mutat temporar. De obicei aici conveneai, bang, care nu-i convenea de tine, te trăgea, te băga acolo, te făcea sensul giratorului și te aduce aici, bam. Care nu era cu minte, care frecventează M62 ăsta, care se duce spre Leeds încolo. Hai cu metre. Hai cu metre. M62 Robică se scarpină la completați voi. Da, colegi, și am învățat o chestie cu băiețașii ăștia care sunt un pic mai stricți, un pic mai diferiți în garaj unii dintre ei. Eu sunt mai uman, așa, am și o latură umană, mai îmi place să mai zâmbesc, să mai glumesc, să mai treacă timp cu altfel. Nu-mi place cum mi-a dat cheia să mă sui să plec direct, știi? Mai stau și eu un pic, mai îmi trag și eu sufletul. Mai, nu știu, mai respir și eu, mai simt și eu că trăiesc. Nu așa, una, două, jap, heru, una, două, heru, una, două, heru, știi? Și vezi, Doamne, m-a văzut stând degeaba și s-a dus și a comentat la birou de mine că stau eu degeaba, știi? Și
m-a deranjat așa un pic, dar am hotărât să ignor, să-mi văd de treaba mea. Nu mai stau să fac 50.000 de transporturi într-o zi, fac și eu câte unul, mai trag de timp, mai alea. Asta e, până la urmă văd că nu s-a plâns nimeni de acest lucru. Aici o să spuneți de ce am schimbat banda, pentru că banda asta urmează să ducă încolo, spre altceva. Și eu voi folosi această bandă, în care ar trebui să țin o distanță un pic mai mare decât acum, față de vehiculul din față. Da, colegi, mă uitam așa ca destinație de vacanță, cam ce aș alege, unde aș putea să mă duc. Și mă gândeam ori să vin acasă, să fac așa un Crăciun și niște sărbători pe la munte, pe undeva. Ori să mă duc prin Spania, ori să mă duc prin Italia. Nici eu nu știu încotro să mă duc, că trebuie să mai iau și o pauză, trebuie să mai mă relaxez și eu, că am muncit așa non-stop de când am venit atunci de Spania, din iulie. Am schimbat atâtea locuri de muncă și corpul meu mai simte și el nevoie de relax, de pauză, de odihnă. Am început așa odată la două zile. În loc să-mi fac duș, îmi pun apă în cadă frumos și fac baie. Caldă, frumos, zici că ești la baie de aia termală, știi? Și îmi pun tot felul de minunății, de săruri de mare, de mirodenii, de ierburi italienești, ierburi scoțiene, tot felul de ierburi, știți? Bă, frate, și mă simt așa de relaxat și de bine, că toată lumea mă ia la întrebări, zice: ce, domne, ești cam fumat astăzi, ce ai tras pe naș, ce ai fumat, ce cu tare? Și zic: băi, terminați, bă, cu prostiile, mă, că Robi, că e băiat bun, nu s-a dat pe de-astea. Robi, că n-a devenit vegetarian încă. Vedem. Vedem mai târziu, când efectiv corpul o să cedeze și o să zic că da, am trăit să o văd și pe asta. Da, momentan nu. Momentan este ok așa cum sunt. Și încă n-am reușit să vă filmez din cantină. Aș fi putut azi, deși am fost singur acolo, aș fi putut să fac chestia asta. Vreau să vă arăt așa că de ce prefer acest loc de muncă și nu mă duc în altă parte. De ce prefer să mănânc și eu în cantină frumos, să stau pe scaun și să nu mănânc în camion sau să mănânc până servicii de-astea pe undeva, să mă opresc practic tot în camion. Deci aș avea mult mai multă intimitate și libertate, aș fi singur și nu m-ar deranja nimeni. E mai mișto în cantină, poți să-ți folosești un cuptor cu microunde, poți să-ți folosești o cană electrică, să-ți faci o cafea, un ceai, ai frigider, să scoți și tu produse proaspete, frumos, să mănânci. Poți să stai și tu frumos la scaun, la masă, ai și aer condiționat dacă vrei. Dacă ai nevoie la baie, baia lângă acolo, știi? Și am ales pentru că am văzut că e totul curat, ok, și zic: bă, este ok pentru mine. Da, când îi cer scuze. Atunci când alegeți un loc de muncă, nu vă gândiți numai la salariu. Gândiți-vă și la alți factori care vă influențează decizia de a rămâne într-o companie, să știți. Nu vă gândiți: a, mă duc acolo că iau 3.000 de euro. Dar nici n-ai unde să-ți iei și tu pauza frumos, ca tot omul, ca alea. Stai, mănânci ca Nichi Percea, știi? Așa că alegerea e în totalitatea dumneavoastră, a voastră și a numai a voastră. Sunt o grămadă de persoane de la un timp mă întreabă: domne, cum fac să mă bag și eu acolo, să găsesc și eu locul ăla de muncă sale? Fraților, eu v-am spus, vă ajut, vă dau numele la website, căutați totaljobs.co.uk și acolo rămâne de latitudinea și cunoștințele fiecăruia să-și găsească un loc de muncă. Și eu am stat fără muncă și nu m-a ajutat nimeni, nu s-a uitat nimeni la mine, înțelegi? Și plus de asta, mi-a fost mie în orgoliu, frate, adică
cum frate, eu nu pot eu să fac o chestie? Cum nu pot eu să fac nu știu ce? Cum pot, nu pot eu să fac aia? Ei, și am deschis o carte și am învățat. Acolo scria, cum să nu mai fii prost. Și eu am deschis cartea aia, că la un moment dat am realizat că sunt prost și am deschis o carte ca să nu mai fiu prost, știi? Asta e cu alte cuvinte, dacă vrei să înțelegeți aluzia, știi? Și... ei bine, am învățat câte ceva, câte ceva, am învățat să mă comport altfel, am învățat să fiu altfel, am învățat să apreciez anumite chestii și, în ultimul rând, nu în ultimul rând, am învățat să mă apreciez pe mine ca persoană. Bă, dacă m-ați văzut pe mine, nu știu, muncind pe camion de gunoi, sau dacă m-ați văzut pe mine muncind pe șantier sau putare, bă, nu e nimic de râs în chestiile alea, să știi. Chestiile alea te avantajează mai devreme sau mai târziu. Îți dau putere, îți dau speranță, îți dau curaj, da? Îți dau putere de luptă, cu alte cuvinte, da? Și dacă nu treci prin anumite etape ale vieții, tu nu ai cum să dobândești niște cunoștințe și nu ai cum să înveți anumite principii și chestii, astfel încât tu să le aplici în viața ta și lumea să te legă pentru un loc de muncă, să te țină că ești bun, să te țină pentru că poate comunica în engleză cu tine. Uite, dintre voi sunteți mulți care habar n-aveți engleză. Bă, nu zic eu că știu eu la perfecție sau cu tare, nu mă dau eu cine nu sunt. Nici eu nu știu la perfecție, dar strictul necesar care îl știu îmi este benefic și pot să-mi desfășor activitatea de zi cu zi, da? Așa că ceea ce vă recomand, că ați venit sau că n-ați venit în Anglia sau că vreți să plecați în orice altă țară, învățați engleza, frate, pentru că majoritatea populației de pe această planetă vorbește limba engleză și vă va fi mai devreme sau mai târziu, vă va fi folositor. Așa că cel mai important e să știi limba, mai faci o glumă, mai vorbești, mai ale, altfel te înțelege lumea, altfel te poți manifesta într-un loc de muncă, îți poți spune punctul de vedere, știi? Dar dacă nu spui nimic, nu vorbești nimic, nu alea, normal că nimeni nu să vorbească cu tine, nu? Deci aici este așa, un subiect tabu, să-i spunem, pentru români, și anume comunicarea. Pentru că eu, je, sau moi, sau persoana de față, da, sau myself, așa, am realizat că un mare inamic care mi-a stat multă vreme în cale, am fost tot eu. Și de ce spun asta? Pentru că eu, în loc să comunic și să rezolv o problemă, preferam să mă enervez, preferam să devin impulsiv, să devin violent, să fac alte lucruri care mai devreme sau mai târziu m-ar fi făcut pe mine să-mi pară rău și m-ar fi pus pe mine într-o postură nasoală în care Robică nu mai avea demnitate, bă, înțelegi? Robică trebuia să tacă din gură și să fie arătat cu degetul. E bine, am hotărât de la o perioadă că cel mai bine este să comunic. Cine mă înțelege, mă înțelege, cine nu mă înțelege, nu mă înțelege. Cine vrea să vorbească cu mine, să vorbească, cine nu vrea, să nu vrea. Nici o problemă, Robică este împăcat cu orice fel de idee, sub orice formă ar fi ea, știi? Ideea este că ceea ce am eu de spus, spun aici. Spun aici, oamenii mă înțeleg, oamenii îmi sunt alături, sau unii dintre ei mă părăsesc, pentru că ei ori sunt influențați de către altcineva, ori nu au suficient creier care să gândească pentru persoana lor și trebuie să gândească altcineva pentru ei. Înțelegeți voi? Dar una peste alta, ce este de înțeles este că suntem oameni, fiecare dintre noi greșim. Însă, odată este să greșești, că ai greșit și s-a întâmplat, și altă dată este să insiști. Nu știu ce am dat caz de la un timp. Și altceva e să insiști în prostie. Știi? E o diferență. Uite, ce am observat, uite, cum e capul ăsta tractor, de trage acest container. Capul tractor este un pic varianta tuning, deci are un pic dat un strat de vopsea, tot felul de chestii adăugate, știi?
Dar am observat că băieții ăștia care fac tuning la cap tractor, majoritatea aleg să lucreze cu containere. Acum aș vrea să mă lămuriți pe mine cu o chestie, pentru că voi activați în Class 1, da? Și aveți mult mai multe cunoștințe decât am eu momentan. Așa că spuneți și mie, mai ușor pe container. Știu că are twist locuri, probabil 4 în fiecare colț, dar după ce dai twist locul ăla, vine și ți-l ia cu macaraua. Sau, mă rog, cu ce ți-l ia, ți-l ridică de acolo și aia e tot. Deci, practic, nu ar trebui să pui mâna pe nimic. Dar am auzit că sunt unele containere care trebuie să le deschizi și să mai și descarci marfa care se află înăuntru containerului. Așa să fie, să-mi lăsați și mie comentarii, voi care vă pricepeți. Ideea e că vreau să... Scuzați, iar, eu nu știu, cred că e a 5-a sau a 6-a oară când casc. Fraților, vreau să dobândesc cât mai multe informații, cunoștințe, astfel încât mă gândesc că dacă e să-mi iau categoria, poate îmi strâng niște bani și îmi iau un cap tractor de ăsta. Înțelegeți? La mâna a doua. Mă gândesc ce să fac și poate Robica își face camionul lui. Mișto, nu? Casa mea, nu mai trebuie să plătesc chirie, nu nimic. Camion, viață de camion. Camionagiu, ia uite-l pe ăsta, ce mișto e. Polska. Vezi, frate, respect. DAF. Mișto vulturul ăla după spate. Polonezi, mă. A mai venit încă un coleg polonez, celălalt care a fost săptămâna trecută n-a mai venit. Bineînțeles, l-a spălat de mașini. I-am zis, bă, dar de câți ani ești? De 6 ani. Și zic, bă, ești tu în 6 ani, nu ți-ai luat și tu o profesie, ceva, o categorie, o ceva, ce faci pe el mașini? Păi da, că-s cu familia, ca în copii, că cu tare. Și zic, băi, prietene, investește-mă banii în tine. Mă tot întreba cât câștig eu, cât ale. Și zic, bă, dar tu cât câștigi? Domne, că el ia mai puțin decât minim, că îi trage taxă pentru uniformă, că îi trage taxă nu știu pentru ce, că cu tare, că rămâne cu puțin. Și zic, bă, dar cine te obligă, mă, frate, să stai în agenția aia acolo, dacă pe tine te jepcărește la fiecare chestie? Nu te obligă nimeni să stai în mizeria aia acolo, de agenție, cu plăcere. Și... frate, că nu vă mai place un loc, schimbați-l. Ce pierdeți? Mai bine pierdeți o zi, două, trei, fără muncă sau cât așa, decât să stați într-un loc de muncă veșnic și nemulțumit, nu? Deci, probleme sunt pe peste tot. Și aici, în locul ăsta de muncă, care vi se pare banal, și la alte locuri care am fost, sunt probleme. Probleme sunt pe peste tot, fraților. Că, da, suntem oameni și oamenii sunt înconjurați de probleme, în general. Nu suntem roboți să facem totul perfect. Așa că... na, ce să vă spun? Cu găsirea locului de muncă, mare atenție cu agenții. Mare atenție cu tot felul de cârpaci care vor să îmbogățească pe spinare altuia. Știi? Frate, și eu am tăcut în gură și pe cârca mea s-au făcut alți bani. Sunt conștient de treaba asta. Dar eu, de exemplu, dacă o să mă vrea compania, eu în secunda 2 sunt la agenție. Bă, frate, nu mai vreau să mai lucrez cu voi. Dă-mi de la diregistăr cu tare. Așa. Îi sun pe ăștia, bă, sunt liber de contract. Pac, am semnat. Știi? Pentru că ei, dacă vor să mă ia, îi costă nu știu câte mii de lire, 1500 sau ceva de gen, nu știu cât cere pe mine. În fine. 2000, 3000, 4000, depinde, în funcție de cât de bine am prestat serviciul care l-am oferit. Da, fraților, eu ce camion interesant, tot de colectarea gunoiului este. Aaa, gata, e ca ăla care colecta mie geamuri, numai că e mai micuț. Le ridică deasupra. Aștia colectează ulei, nu știu ce, Aleco. E o firmă de-asta mare, se numește Aleco. Uite, altă companie mare în fața lui, Mueller. Ăștia tot au sediu în Trafford Park. Într-o zi, mă gândesc, dacă e să-mi iau bicicleta, ca așa pe jos nu fac, să iau o mașină, să fac turul Trafford Parkului, nu-mi place să stau la 10.000 de semafoare. Dar într-o zi de sâmbătă, duminică dimineața, când nu e prea mult trafic, vreau să fac așa, să pun camera
să dau niște ture în Trafford Parkul ăla, să vă prezint mai multe locuri de muncă, mai multe companii pe care eu am auzit review-uri pozitive și pentru care aș putea să garantez că o să vă fie bine. Gen, dacă vedeți parc industrial, uite cum e ăsta cu clădiri de alea de pică, alea nu sunt companii, frate, găsiți și voi o companie să arate cât de cât decent. Mă, să-ți dea impresia, să-ți dea speranța că să plătești un salariu decent acolo. Că dacă te duci la o coșmelie de asta de pică pe tine, ce salariu să-ți mai dea aia? Că de-abia are bani să-și iau o rolă de hârtie igienică. Că sunt multe întrebări care le primesc. Domne, dar ce companie îmi recomanzi? Domne, dar ce loc de muncă? Ce cutare? Bă, frate, îți recomand să te duci cu agenția o dată de două ori, trei ori, vezi și tu pe unde prinzi și vezi dacă îți place sau nu îți place. Nu ți-a plăcut, nu te mai duci, ai muncit ziua aia. Asta e, taci din gură să faci munca care trebuie. Primești umilință, asta este, dar dacă nu ți-a plăcut acolo, ești liber să nu te mai duci altă dată. Până îți găsești un loc de muncă așa cum vrei. Că pierzi timp, bani, motorină, cutare, frate, fiecare pierde ceva în viața asta. Nu există cineva să numai să câștige. Voi v-ați obișnuit așa numai să câștigați? Voi vă gândiți că dacă veniți în România, într-o țară cu 50.000 de ani înainte și cu salariile mult mai mari, da? Și cu viața, costul vieții mult mai mare și așa mai departe, voi vă gândiți că totul aici pică din cer și că are cineva vreo datorie la voi să vă găsească vouă nu știu ce loc de muncă, să fiți voi nu știu în ce condiții, să cutare, băi, nu mai visați, mă, frate. Nu mai visați cu ochii deschiși. Ăsta ce caută, mă, pe banda asta? Eu vreau să mă bag după banda aia, să vin pe banda asta aici, știi? Dar dacă mă bag, mie să nu dea prostul mine cu spatele. Că nu știu ce idiot conduce și mie că dă vreun spate fix unde sunt eu. Și tocmai ce am bifat, că ăsta camionul nu are damage, e decât un pic zgâriat pe o parte, dar a fost deja marcat ca și damage. Da. Deci nu are nimeni nicio datorie la voi să vă găsească loc de muncă sau să vă dea pont, să vă duceți la nu știu ce companie sau să vorbească pentru voi. Bă, frate, eu și dacă aș cunoaște, să vă spun sincer, nu m-aș băga să fac recomandare către nimeni. Pentru că eu nu vă cunosc, nu știu ce persoane sunteți și dacă faceți vreo greșeală sau ceva, mie îmi bate mie obrazul după aia. Pe voi vă doare în cur, vă luați valiza și plecați, înțelegeți? Dar eu rămân cu buza umflată, eu rămân cu obrazul pătat. Pentru că mie nu-mi place omul să-mi bat obrazul, înțelegeți? Mie nu-mi place omul să mă arate cu degetul. Mie îmi place să am numai recomandări bune și îmi place să fiu într-un mediu de profesioniști, de oameni care își văd de treaba lor, înțelegeți? Eu nu fac parte din maimuțoi. Mai fac și eu glume, mai alea, mai înjur, mai nu știu ce, dar eu nu sunt maimuțoi, frate, deci nu mă comparați pe mine cu nimeni, da? Am și o rugăminte la voi. Fiți bărbați, bă, dacă sunteți bărbați, căutați-vă voi de muncă. Asta e, vă luați la voi 1000-2000 de lire fiecare sacoșa cu praz, cu ce aveți, da, paporniță, da, fiecare ce are și duceți-vă, frate, de ușă în ușă, nu știți engleză, pune-i lua la foaia pe masă, că înțelege că-s cauți de muncă, descurcați-vă, aveți două mâini, două picioare, păi dacă vă obișnuiți așa numai să vă bage altul mură în gură, păi nu o să faceți nimic, mă, în viața asta, dacă voi decât așteptați. Și singurul lucru care știți să-l faceți e numai să râdeți de altul. Dacă vă pun pe voi să faceți câte sacrificii am făcut eu și până mi-am găsit eu să mă descurc, păi cred că fuge orgoliu de voi. Iese orgoliu din corpul vostru și fuge de voi, că voi sunteți români, sunteți împărați, sunteți nu știu ce ați fost voi, a fost strămoșii voștri acum nu știu câte sute de ani. Parcă n-am fost dracu tot aceiași oameni, parcă n-am fost aceiași frați, parcă n-am avut aceleași posibilități cu toții, nu? Adică, practic, nu am avut nicio posibilitate, niciunul dintre noi. Dar e chestia că eu nu stau acum să sufăr de mine că vezi, Doamne, că am loc de muncă și că nu vreau să ajut. Că nu e vorba de asta. Eu n-am cum să-mi pun o vorbă la nimeni și nu sunt obligat să ajut pe nimeni direct. Bă, frate, ți-am dat nume la site, ți-am dat nume la agenții, am dat la o grămadă persoane care în momentul de față le-am dat o grămadă de informații, m-a șters după Facebook, m-a blocat, nu mai vorbește cu mine, nici măcar mulțumesc, te-a zis. Și am zis, de momentele alea când am ajutat și văd că românul tot cizmă e, da, și tot mie mi s-o bate obrazul că ăla zice că se duce la muncă și nu se duce și
Omul vrea să-l plătească și alea și el face pe-al dracu, că vrea nu știu câte lire, că vrea pe dracu să-l ia, așa. Păi vă dați seama că eu iau foc. Și ce zic? Bă, dar nu mai ajut, mă, frate, pe nimeni. Ajut motivațional, îți dau vorbă, îți dau moral, dar nu-ți mai dau informație, punct, ochit, punct, lovit. Nu mai dau la nimeni. Încetați să mă înscrieți, că nu vă mai răspund. Deci v-am spus, vreau, am și o rugăminte la voi. Aveți respect. Dacă am stabilit o vorbă cu voi și așa a fost de la bun început, da? Și v-am spus, bă, nu pot, nu pot. Înțelegeți, bă, frate, românește. Că, practic, și dacă îi spun unui turc, va înțelege odată și odată, nu? Hai, mă, treci. Plăcere. Noroc că ești alb în palmă, că altfel nu ne dai seama că mulțumești. Mai facem și o glumiță. Fraților, asta este, îmi pare rău să mai fac câteva remarci sau de-astea, dar vreau să fiu sincer cu voi, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Da? Ne auzim. S-ar putea să fie ultima cursă pe azi, ultima cursă pe săptămâna asta, nu știu sigur. Dacă este să fie așa, mi-au la revedere de acum. Vă mulțumesc mult și toate cele bune.